se pare dumneavoastră că nu e în regulă atunci când ați cerut să se întoarcă la DNA pentru refacere? Este evident că a fost un rechizitoriu făcut pe repede înainte, așa cum a fost toată urmărirea penală. În ceea ce mă privește, v-am reamintit și reamintesc faptul că am stat 72 de zile în pușcărie arestată pe baza a două declarații care privesc fapte diferite, deci nu care s-ar susține pe cealaltă, doar declarațiile unor persoane, Nastasia sau Ana Maria Topolicianu, necoroborate cu nimic altceva, iar rechizitoriu arată exact lucrul acesta, graba cu care s-a făcut tot acest dosar împotriva mea și mai arată faptul că dosarul n-ar trebui să numească Gala Bute, ci dosarul Elena Udrea, pentru că absolut toate acuzațiile sunt îndreptate direcționate către mine. Acest lucru l-am contestat în instanță și am arătat că parchetul nu a terminat cercetările penale, că omite să cerceteze declarațiile inculpaților care demonstrează că acuzațiile la adresa mea sunt netemeinice, omite să cerceteze, face disjungeri ca să vedeți o situație care este ciudată dacă n-aș ști ce resorturi stau în spatele acestei disjungeri. Cel care spune că a dat mita în cazul celebrei genți cu 900.000 de euro este disjuns, fapta este disjunsă de dare de mită și parchetul spune că trebuie să cerceteze în continuare această faptă. În schimb, darea de mită este certă, din punct de vedere al parchetului, poate fi judecată. Și întrebarea mea în instanță a fost ce se întâmplă dacă parchetul va constata că nu s-a dat mita, spre exemplu, atunci cum poate fi certă luarea de mită? Sau în infracțiunea de abuz în serviciu de care sunt acuzată cu privire la implicarea ministerului în Gala Bute, nimeni dintre cei angajați ministerului care au fost audiați timp de 3 ani de câte 2-3 ori nu este acuzat de nimic. În schimb, sunt acuzată eu, deși nu am nicio acțiune materială, niciun fapt material în organizarea, în implicarea ministerului, pentru că aveam toate atribuțiile delegate secretarului general. Cu toate acestea, parchetul disjunge cu privire la angajații ministerului, spune că trebuie să mai cerceteze să vadă dacă au făcut ceva penal, în schimb, eu sunt trimisă în judecată pentru abuz în serviciu. Deci sunt câteva din neregularitățile din rechizitoriu pe care le-am semnalat instanței și, desigur, acum practica din camera preliminară este recentă, este noul cod de procedură, nu are un an de zile, deci nu știm exact. Apropo de noul cod.